De vorbă cu gălățenii pentru a le afla păsurile este o activitate permanentă a deputatului Bogdan Ciucă, prin care acesta menține contactul cu electoratul. Oamenii au diverse probleme și cer ca rezolvarea acestora să vină de la parlamentari. Deputatul Bogdan Ciucă și-a făcut un obicei din asta de vorbă cu gălățenii, fie la audiențe, fie mergând în cartiere. În timpul deplasărilor prin piețele din colegiul său, Ciucă este înconjurat de oameni care vor să-și rezolve cât mai repede problemele. Unii dintre ei își aduc aminte de industria gălățeană, distrusă de mai mari vremurilor, și aduc în discuție siguranța locurilor de muncă, în timp ce alții vor să plătească mai puțin la întreținere. Nu să ții locuri de muncă. Mă uitam, am trecut pe Coșbuc și în stânga și în dreapta toate fabricile alea care funcționau. Se rupe sufletul, domnule. Eu știu ce era în Galați în 69 când am venit din Iași, ce e acum. Și ce zice tata? Taică meu care e pensionar, lucrat în eu tot povestesc, îl dau exemplu că mă duc acasă așa mă ia. Și spune, că, băi, voi politicienii, tot ce am construit noi, ați vândut. Dar nu, n-aveți nicio, n-ai vândut. Știu eu, nu, nu eu, dar zic nu. Ca idee, n-am eu vândut. A fost... Da, așa este. Așa, dar e păcat. Nu-mi pare rău că am venit din Iași. Și am muncit aici. Sunt președinte la două asociații de proprietari. Iar cei care, eu noi am făcut atâtea hârtii, am trimis la Apater, mi-a cerut de pe fișa fiecărui care se încadrează. Și Apater nu ne-a mai trimis niciun răspuns. Și ne vine penalitățile. Dacă s-a înregistrat 300 de unități căldură, pui în parte la fiecare apartament aceleași unități de pune. Deci ar trebui să se împartă 300 de unități la 60 de apartamente. Dar oamenii vin, să știți, cu aceleași probleme, ca în țiglina 4, ca în țiglina 3, ca în 39. Căldură câteodată nu au. Problemele legate de plata întreținerii și de calculul banilor care trebuie să se plătească la întreținere, cei din piață, e o piață mare, așa numită piața roșilor, doresc să fie închisă, pentru că iarna condițiile sunt foarte vitrege aici. Cei de pe strada Iasomiei au nevoie de o bucățică de asfalt, adică sunt probleme și de legislație și de administrație. Sunt multe probleme, dar dacă eu am o vorbă, dacă din 10 facem 3, tot e un pas înainte. În ceea ce privește plata întreținerii, Bogdan Ciucă are o veste bună pentru gălățenii copleșiți de povara penalităților. Legea Ciucă 2 a trecut de Senat și așteaptă să intre pe procedură în Camera Deputaților. Odată publicată în Monitorul Oficial, ea va scăpa de penalități pe toți cei care își vor achita datoria de bază și îndeplinesc criteriile prevăzute de lege.